se refere la procese, la metodologii. Această prezentare va fi una foarte specifică, e un articol tehnic, așa că o să încerc să fac foarte scurt. E greu să prezinți un framework în 15 minute. 10. O să încerc să fiu cel mai timebox de până acum. Bun. Cam asta e agenda. Cine sunt eu? Păi, activez în industria software cam de 7 ani. Momentan sunt Java Discipline la Endava. Sunt Scrum Master în echipa aia frumoasă ce-a prezentat George și Cristi cu clustere și cu așa. Eu stau în partea de Scrum on Scrum în echipa de design Scrum Team. Sunt Scrum Master acolo. Sunt technical interviewer și am lucrat cu foarte multe tehnologii până acum. Și, în paranteză, de Certified Scrum Master, încă mă simt mândru de asta, acum să vedem peste vreo 5 ani, nu o să mai prezint așa de mult interes. No, bun. O să vorbesc la început despre Inversion of Control și Dependency Injection, foarte pe scurt. De câte ori o să citiți despre conceptele astea, o să auziți vorbindu-se despre principiul Hollywood. Don't call us, we'll call you. Acum, o să vedeți pe foarte multe site-uri, inclusiv pe tutorialul de la Spring, o să vedeți că mulți spun egal între Inversion of Control și Dependency Injection. Surpriză, nu e chiar așa. Inversion of Control e mai mult decât Dependency Injection. Cum ar trebui să priviți conceptul? Păi, cum priviți Agile și Scrum? Agile este o metodologie, Scrum este o implementare, puteți face Extreme Programming, puteți face Kanban, puteți face multe alte lucruri. Cam așa trebuie să priviți și Inversion of Control-ul. Dependency Injection este o modalitate de a realiza Inversion of Control-ul. Mai există Event-Driven Programming sau Development, cum vreți să mai spuneți, și multe alte tehnici de Inversion of Control. Ca o privire high-level, cam așa arată un Inversion of Control. Cineva manipulează anumite aspecte, nu ești în control asupra ce faci tu, cineva îți spune ce trebuie să faci, deci cineva te manipulează. Acum revenim la Dependency Injection și vorbim și despre dependență. Ce ar fi să mergeți la Starbucks și cum ați intrat pe ușă să și primiți cafeaua fără să spuneți exact ce vreți? Deja știe cineva dacă vreți mai mult lapte, mai puțin, mai cu un shot de espresso plus și așa mai departe. Deci cam asta ar însemna Dependency Injection. Cineva știe dinainte care ți sunt nevoile și vine și te servește accordingly. Da, bun. Când vorbim despre Inversion of Control și Dependency Injection, o să vedem foarte multe referiri în literatura de specialitate, să-i spunem. O să vedem referindu-se ca Dependency Injection Framework sau Inversion of Control Containers. De obicei se spune că un Inversion of Control Container este more than Dependency Injection Framework. Însă, de multe ori, sunt cam același lucru. Ce este JUICE? Păi, evident, este un Dependency Injection Framework. Este un foarte lightweight, foarte ușor de folosit. Este type-safe, customizabil, e Java-based, no XML. Și pornește la principiu că anotarea de inject, introdusă ca și standard de JSR330, este nou new. Deci nu mai ai nevoie de creat obiecte manual, totul se creează pe baza containerului de JUICE. De ce am folosit JUICE? Păi foarte simplu, pentru că face foarte mult upfront type checking, asta înseamnă mai puține erori la runtime, spre deosebire de Spring, care, dacă folosiți partea de configurare prin XML, e posibil să ajungeți foarte multe erori de clasă și așa mai departe. E foarte ușor să scrii cod mai bun, testabil, este foarte ușor de extins și codul este mult mai citibil de colegii din echipa voastră. O să prezint acum doar câteva concepte cheie. Framework-ul, deși e unul foarte mic, vă dați seama, e nevoie de ceva timp ca să vă obișnuiți cu el. Primul concept este binding-ul, care e modalitatea în care specificăm cum sunt injectate dependențele. Deci avem un inject, printr-un binding specificăm ce anume, ce instanță va fi injectată la acel inject. Aici un exemplu de injectare de două constante, una string și una integer, care una reprezintă conexiunea la bază de date, alta reprezintă cam care e time of second pentru acea conexiune. Al doilea concept reprezintă modulele. Modulele se definesc un set de binding. Gândiți-vă că grupați anumite tipuri de binding-uri în anumite moduri. Astfel, aplicația voastră va consta din mai multe module care se reunesc sub un injector. Deci un injector va reprezenta
autoritatea supremă care va ști ce dependințe vor fi injectate și unde. Așa trebuie să priviți. E the master of puppets. Deci a primit deja toate dependințele și el știe cum să manipuleze tot ce se întâmplă în aplicație. E foarte ușor să creați un injector în jos. O altă chestie introdusă, și asta e parte din standardul de jos L330, sunt providerii. Trebuie să priviți un provider ca un third party care furnizează obiecte. Adică un mod de indirectare în plus. Nu injectați direct obiectul, injectați un fel de factory. Asta înseamnă că o să beneficiați de lazy loading, obiectele vor fi create doar în momentul când sunt injectate, puteți injecta mai multe instanțe pentru același injection point, puteți mixa scopuri. Și cum se folosește? Păi, în loc să facem bind la un tip, anume facem bind la un provider de acel tip. Sunt și scopuri default definite în juice, singleton, scopul prototip care creează un obiect nou pentru fiecare injection, session și request sunt specifice pentru modulul de web și pot defini și scopul custom, există o interfață numită scope pe care o puteți implementa foarte ușor și pe care puteți să vă definiți propriul scope. Sunt și câteva extensii. Extensia de servlet a fost prezentată în ultimul articol din Today Software Magazine. Partea de juice standard a fost prezentată cu două numere. Mai sunt însă și integrări cu alte framework-uri, cum ar fi Spring, Struts, JMX, Aspect Oriented Programming și așa mai departe. Avantajele la folosit Juice Web pentru propriul vostru startup ar fi că nu mai aveți nevoie de un WebXML config, este o configurare minimă și poate fi integrat foarte ușor cu aplicații legacy, deci chiar de lucrați cumva și mai și folosiți, aveți un sistem extern foarte complex, e foarte ușor să introduceți Juice în aplicația voastră. Acum, ca și încheiere, Juice în lumea de dependency injection sunt mai multe containere, Spring, Pico Container, Plexus, asta cu cafeaua e Content Dependency Injection introdus în Java Enterprise 5 sau 6, cred. De ce ați alege Juice și nu alte framework-uri? Păi, comparația ar fi în felul următor. E greu să mergi cu hammer-ul ăla prin oraș și să nu mai și parchezi, da? Dar e mult mai ușor să-mi faci asta cu un Nissan 500 tunat. La fel cum e foarte greu să mergi cu ăla pe munte și ți-e foarte ușor cu ăla. Deci trebuie să vă gândiți ce aveți nevoie. Dacă vreți să vă luați într-o aplicație Mammut, care se va integra cu foarte multe sisteme, tot vă recomand Juice. Dacă folosiți într-o aplicație simplă în care aveți nevoie doar de dependency injection, mergeți cu Fiat 500 all the way. Dacă aveți întrebări, poate doar o întrebare. Dacă ai scris cod Spring și după care ai trecut la Guse, cum se pare? Care e feeling-ul? E mult mai ușor de folosit. Și anotările seamănă între ele, să zic? Anotările sunt standard de Java din CLI. Deci inject, provider, provides. E mult mai ușor decât Spring-ul. Acum depinde tipul de aplicație pe care vrei să-l abordați și depinde de ce aveți nevoie. Deci dacă doar dependency injection, nu are rost să te complici cu Spring, dacă e mai mult decât atât, Spring-ul are multe alte. Ok, bun.